Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Deascălu-Bulină. Alături de mine în studio, invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana, bine m-a regăsit. Avem multe de comentat. Uite, de pildă, nu știam că ziua Sfântului Dumitru, de fapt, că Sfântul Dumitru, zi sărbătorită astăzi, e considerat ocrotitorul ciobanilor. Trebuie să-i mulțumim colegii noastre, Mirela, pentru că s-a gândit la acest material. Chiar mi-a luminat după amiază când am văzut despre ce este vorba. Zic, cum de nu m-am gândit că trebuie să fie și un ocrotitor al ciobanilor, pentru că e plină țara de ciobani. Acum ar fi fost momentul să se organizeze sărbători dintr-alea cu urcat oilor la munte, coborâtul oilor de la munte, tunsul oilor, dansatul oilor. Cred că și oile se dansează, nu-i așa? Și la câți ciobani sunt, trebuia să fie un ocrotitor. Acum am aflat că este Sfântul Dumitru, să-i trăiască toți ciobanii care ne pigmentează viața cu manifestările lor ciobănești. Da. Mai departe am văzut expoziția merelor, mai bine spus târgul merelor de la Fălticeni. Da, și l-am văzut pe domnul director de acolo, Lazar, parcă îi spune, vorbind de la șeapă, de la stațiunea Pomicolă, vorbind de la șeapă cu accent, despui că Fălticenii e colț cu Ploiești. Era numai o șmecherie, domnul Lazar, și evident el s-a plâns că, vezi, doamne, producătorii noștri nu au loc pe piață din cauza unor mere care, ci că nu merită consumate de către noi, mere care sunt nu atât de bune și prețuri foarte mari. Dar domnul Lazar, care este șef acolo la mere, cred că de când s-au inventat merele pe fața pământului, de când a descoperit Decebal Perscorilo, primul măr, el n-a fost în stare în 28.000 de ani lumină să meargă cu merele alea undeva în țară să le vândă. Atâta par ai noștri cu merele și se fudulesc cu ele când e târgul la Fălticeni. Adică e o chestie cu circuit închis care n-are respirație și cine vine să cumpere mere? Vine ăla de la Lămășeni unde sunt mere, ăla de la Rădășeni unde sunt mere, vine eu de la aceea unde sunt mere și nu se rezolvă nimic. Și domnul Lazar, ta știu ăștia, să vină să se plângă. Dar ei nu sunt în stare să meargă undeva să vândă merele astea în Belgia, într-o piață din Belgia. Pentru că în Belgia sunt zeci și sute de piețe și dacă ești băiat fâșneț și nu vorbești doar așa cu accent de Ploiești la televizor și mergi cu dă și cu pă și te duce capul și mergi acolo, cred că găsești într-o piață să vinzi mere. O piață în Belgia, una în Olanda și una în Groenlanda. Nu stai numai și te plângi. Și mere de Fălticeni, pe care dacă mergi să le iei la drum acolo, drumul în care drum leagă spre cea de Fălticeni, vezi că ele sunt mai scumpe decât în piață. Mare festival, târgul mărului și al părului și al alunului și al prunului. La Fălticeni, domnul Lazar, el se plângea un pic la televizor. A ajuns la ediția 7-a, parcă, expoziția. Multe ediții înainte. Păi astea, din ediție în ediție, vând și ei niște mere și în rest au cu merele și așteaptă unul. A spune un banc, dar cu prostii, cu